Ce zici, domnul Pavel, de așa steak-uri de salmon? Tot ce-i pește, tot îmi place. Tot ce-i pește, tot îți place. M-am dat în engleză, înțelegi? Bună ziua! Un peștișor ceva? Dar nu avem pentru redacția azi. Țin cu pașa. Redacția azi pește nu mănâncă. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod Chef de Gătit alături de șef Alexandru Comerzan la Jurnal TV. Let's go! Ce gătim astăzi? Astăzi avem un ingredient formidable. Formidable! Formidable! Merge vorba de somon. Somon poate fi păstrăv, poate fi biban, de ce nu, poate fi o doradă, de ce nu. Orice pește aveți la îndemână, sau cum s-ar spune, găsiți un pește în frigider. Nu în frigider, dar mergeți la Kaufland, la vitrina asistată, aveți un ocean de pește așa frumos, care vă face din ochi cel mai tare, pe cealaltă alegeți și îl gătim. Așa deci, rețetă simplă, rapidă, ca de obicei, dar pur și simplu fantastic de gustoasă. Așa, primul lucru, facem marinada pentru somon. Ca de obicei, dacă ați fost atenți în sezonul trecut, eu am arătat de mai multe ori cum îmi place să marinez somonul. Un pic de ghimbir. Ții minte pașa, nu? Așa, ghimbir. Un pic de ghimbir. N-a să-l răzuim, dar numai așa să-l tăiem subțire. Usturoi. Usturoi noi îl avem aici. A little bit of garlic. Pisăm așa frumos, așa frumos, așa frumos. Așa, usturoi, feliuțe. Pa, 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 pa. Îl puteți da și pe răzătoare. Dar eu astăzi am chef de cuțit. Așa. Un pic de ulei, nu mult, un piculeț, așa. Este somon, 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 like this. Eu am să-l scot de pe piele. Dacă vreți să-l faceți cu piele, scoateți solzi de pe piele frumos și îl dați pe piele. Eu nu am chef astăzi și am să-l scot. Uite așa. Totodată vă arăt și cum scoate somonul de pe piele. Da? Îl tragi un pic așa la tine. Cuțitul. Este. Aici l-am lăsat un pic ca să-mi fie mai comod să-l scot. Este. A? Este pașa, da? Ți-a plăcut și asta, nu? Ne stăruim ca bucățile să fie plus minus toate la fel. Tragem așa partea asta de coloană vertebrală, dacă putem să o numim așa, o scoatem. E nouă, nu ne trebuie. Și facem medalioane plus minus să fie la fel. Eu am ales parte de la coadă, deoarece parte de la coadă nu are nici oasă. Ce zici, domnul Pavel, de așa steak-uri de salmon? Tot ce-i pește, tot îmi place. Tot ce-i pește, tot îți place. 1, 2, 3, 4, 5, un pic de piper. Nu punem sare, că avem soia. Cu ajutorul ustensilelor, așa numite mânuți, mestecăm un pic. Pujem de grieble. Da, și lăsăm un pic să se marineze. Ușor, ușor. Like that. Înțelegi că eu do you speak English or not? Oh. A little bit. A little bit. A little bit. Somon. Somon în sos alb cu broccoli și spanac. Puteți face doar broccoli, puteți face doar spanac sau dacă nu ca mine, le combinăm împreună, da? Broccoli. Cuțit. Un broccoli micuț și facem în felul următor. Uite așa. 1. Parcă să stejari, știi? Dar în formă așa mai mini. Seamănă stejar sau nu? Și tăiem în jumate.
de 5.30 ca să scoacă pur și simplu mai rapid. N-am să-i fierb de data asta, am să merg cu ei direct la tigaie. Dacă sunt mici, îi lăsăm întregi. Ne străduim să le dăm forma plus minus egale la toate, ca să avem o coptură mai uniformă, știi? Să nu se primească că unul e gata și celălalt e crud. Aprindem tigaia. Este unt, un pic mai mult. Este usturoi, neapărat, obligatoriu. 2-3 căței de cinu. Foc dulce în cazul dat. Miros plăcut de usturoi. Wow! Este pur și simplu wow! Ceacă-n untișorul ăsta, dă să-i adăugăm și un pic de ulei de măsline, să nu ne fie prea gras, știi? Adăugăm brocoli. Și dăm foc încet. Un pic de sare și un pic de piper. Mai bine zis, un pic de piper și când o să fie aproape gata, o să-i adăugăm și sarea. Și coacem la foc dulce, 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 fără grabă, da? Dacă om avea un capac, ar fi superb, dar precum că capaci n-avem, asta e situația. Foc dulce, ușor, fără grabă, ța capaca, chiki-puki, oamă-oamă-oamă-oamă-oamă-oamă, frifafari, do you speak English? And you, Ivan? Ivan, ai înțeles, da? Ivan. My name's John. Adăugăm un pic de apșoară. Uite așa, nițel, nițel, ușor. Avem nevoie de o coptură foarte lentă și dulce, da? Nu vreau să-i prăjesc în cazul dat. Vreau să fie așa blanșați, știi? Înțelegi? Dacă noi bucătari avem terminologii din astea mai schimonosite, mai da, mai deștept. Îl dau la o parte, uite așa, în felul următor facem. Altă tigaie, ulei. Dar nu mai am un, da? Doar ăsta e tot untul. Uite așa. Este. Mergem cu somonul. Foc dulce. Rețeta de astăzi e foc dulce. Nu prăjim și nu ardem nimic. Este. Dar n-avem o tigaie mai mare, nu? Nu. De asta așa să facem în două tigăi. Uite așa, deci colea, câte o bucată de ghimbir și de soia, nu o să strici. Este. Astăzi, de ce multe porții de pește, deoarece cred că astăzi în platou o să avem mulți doritori de pește. De somon în sos alb. Lemon! Mai târziu o să avem nevoie de lemon. Uite așa. Foc dulce. Mai adăugăm un pic de apă aici. La brocoli mai adăugăm un piculeț de apșoară. Cumva este prăjit, dar la foc foarte dulce. Hai! Vezi? Frumos, delicat, sweet. M-am dat în engleză, înțelegi? Domnul Ion, cum este pâine în engleză? Pâine. Pâine. L-am prăjit ușor, îl scoatem. Avem două tigăi și atunci cumva trebuie să combinăm toate aromele împreună. Dacă tot facem peștele în două tigăi, facem în felul următor. Ești, Ioane, cu mine? Așa. Este. Mestecăm frumos. Toate aromele să fie împreunate bine. Și aici le separăm. În două tigăi la fel. Da? Foc încet la ambele, uite așa, este. Și adăugăm peștele înapoi. 1, 2, împărți egale, da? 3, 1, 2, 3, 4. De aici nu aruncăm absolut nimic. Și acum, it's time pentru frișcă. Mergem cu frișca. Lejer peste tot. Și aproape de sfârșit, aproape de sfârșit, adăugăm spanacul. Dar între timp, un pic de zest de lămâie. Luăm zestul, îl facem, uite așa. Hop! Și l-am aruncat. Hop! Și l-am aruncat. Hop! Și l-am aruncat. Uite așa.
focul dulce. Piper. Nu poate lipsi piperul. Și timp de 10 minute coacem la foc dulce. Bună ziua! Un peștișor ceva? Dar nu avem pentru redacția azi. Țin cu pașa. Redacția azi pește nu mănâncă. Ha? Băi, tu ninei să-mi spui și să fac, bun? Așa, mergem. Somon aproape gata, mergem cu spanacul. Uite așa. Spanac baby. Spanac baby aici. Spanac baby aici. Uite așa. Uite așa aici colea. Spați și un pic mai mult, oricum nu se vede. Și, și, nu în ultimul loc, câteva cherry. Tăiete, uite așa. Sau dacă nu-l iau și le pun întregi. Și facem în felul următor. Un pic de piper. Este. Un pic de sare. Este. Mai dau o dată? Stingem. Spanacul nu-l vrem să fie răscopt, da? Așa, să fie un pic copt, un pic crocant, ceva între mijloc. O lingură. Așa, roșii cherry, 1, 2, pentru culoare și totodată pentru prospețime. Și pot spune că rețeta de astăzi este aproape gata. Facem plating-ul, distupăm ceva bun, ceva foarte bun, da? Așa deci, suntem gata, plating, plating, farfurie pentru plating. Și uitați-vă aici noi ce farfurie frumoasă avem. Voilà. Așa. Este. Un brocole pe aici, colea. Un brocole pe aici, colea. Doi brocole pe aici, colea. Un pic de spenac. Un pic de spenacel. Două roșii pentru culoare la farfurică. Și pe asta care are puțin sos. Și bineînțeles, sos. Poate nu-i una dintre cele mai frumoase farfurii, dar vă asigur că e una dintre cele mai bune. Și bineînțeles, cu siguranță vin alt. Dar nu vreau, parcă cere ceva mai sofisticat, ceva mai soigné, ceva mai jos en fait, știi? Și atunci o să mergem pe un brut Blanc de Blanc de la Chateau. E un vin extraordinar de bun. Metodă clasică, da? Metodă champenoise. Nici ca cum n-am nimic împotrivă la metoda Charmat, dar cu siguranță metoda clasică are un ceva în plus, deoarece vinul este maturat în sticlă. Adică aici chiar se cere un brut. Of. Apropo, două cuvinte despre spumant. Spumantul este unicul vin care poți să deschizi o masă și să închizi o masă, dacă ești indecis și nu știi din ce să bei, da? Nu în cazul nostru, eu eram foarte decis. Instant de când am pornit rețeta, m-am gândit ca să o combin cu un brut, deoarece este lejer, frumos, plăcut, aromat și eu cred că este pur și simplu fantastic cu rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-am făcut chef de gătit. Încercați-o acasă, gătiți acasă. Pentru mai multe rețete, canalul meu de YouTube, Alexandru Comezan. V-am pupat, stați cu ochii pe noi în fiecare weekend, Jurnal TV. Chef de gătit alături de șef Alexandru Comezan. A, echipa de profesioniști, cineva ne-aș Pașa? Hai că Pașa e profesionist. Mai filmează și mai montează. Dar e Vanea furculița ca samuraie. Știți cum e samuraie cu katana la brâu? Ion e cu lingurița la brâu. Și numai acum, a? Ai, 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 Ioane, Ioane.
Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli.